Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Observatorul Local Antena 1 Pitești, Hristos a înviat. Iată pentru început titlurile ediției. Este cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, până când aflați imediat în Observator. O fetiță de 13 ani s-a aruncat de la etajul 3. De ce a recurs copila la acest gest, aflați în câteva minute? Angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș au ajutat cu alimente și bunuri materiale o familie din județ. Mai multe detalii mai târziu în știri. Se strică vremea, din nou este cod galben de ploi însemnate cantitativ. Intensificări ale vântului, dar și ninsori în zona montană. Avertizarea cod galben este valabilă până miercuri seara la ora 21. De astăzi de dimineață și până mâine seară avem cod galben de ploi, vânt puternic, dar și lapoviță și ninsoare la munte. Avertizarea de tip cod galben este valabilă pentru mai multe zone, în special din partea de sud a țării. Astfel, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei și zona Carpaților meridionali și orientali vor fi ploi însemnate cantitativ de 20-30 de litri pe metrul pătrat și izolat se vor înregistra peste 50 de litri pe metrul pătrat. De altfel, la altitudini mai mari de 1700 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare. Vântul va sufla cu putere, iar în zona de munte va fi chiar sub formă de rafală și va depăși 70 de km pe oră. Și temperaturile vor scădea și va trebui să scoatem din dulapuri hainele mai groase. De fapt, temperaturile de acum sunt sub temperaturile normale pentru această perioadă a anului. Conform specialiștilor, vremea urâtă va ține câteva zile, după care temperaturile vor crește ușor-ușor. Sărbătorile pascale se puteau termina tragic pentru o familie din Pitești după ce o fată de doar 13 ani a sărit de la etajul 3 al unui bloc. Gestul se pare că a fost voluntar. Copila s-a chinuit să încapă pe geamul de la baie și apoi s-a aruncat în gol. A fost transportată imediat la Spitalul de Pediatrie din Pitești, unde se află sub îngrijirea medicilor. Din spusele vecinilor, fata, se pare că sătulă de certurile părinților, a decis să se arunce de pe geam. Fetița a avut noroc și poate spune că s-a născut a doua oară. În cădere s-a izbit de pervazul din tablă al unui balcon și a căzut pe pământ. Se cetă părinții între ei și ea se aruncă de la zabaie. Părinții erau cam sucăriți, se desfărțâse, așa am înțeles ei. Și vrea să împece și nu știu că sucșat între ei, nu știu că de la etajul 3 stau la parter. Un vecin care a văzut-o întinsă pe jos a sunat imediat la 112 și o ambulanță a dus-o de urgență la Spitalul de Pediatrie din Pitești. Vecinii au rămas îngroziți de gestul copilei. Nu știu dacă s-a aruncat, a zis că a căzut atâta, nu știu nimic. Am auzit un strigăt și am uitat pe balcon și am văzut-o jos, căzut. Fetița are mai multe traumatisme și se află încă în investigații. Gest impresionant al angajaților de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș, mișcați de drama unei familii din localitatea Boțești, căreia i-a ars casa în noaptea de Sfântul Gheorghe, acolo unde au intervenit, pompierii au pus mâna de la mână și în Vinerea Mare le-au cumpărat celor rămași fără locuință alimente și bunuri pentru a mai uita de necaz. Gestul a fost primit cu lacrimi în ochi. Până acum câteva zile, pe acest teren, exista o casă în care locuiau 5 suflete, 2 copii de 12 și 13 ani, părinții lor și bunicul. În noaptea de Sfântul Gheorghe, un incendiu pornit de la o sobă ars din temelii casa. Oamenii dormeau în acele clipe, spun că doar Dumnezeu i-a ajutat și i-a trezit, altfel ardeau de vii. Soția s-a trezit, fiind obosit, venind de la muncă. Ne-am trezit, avea senzația că o lumină mare ca o lumină pe noi. Deși când am ieșit spre ușă, trosna și bubuia foarte tare. Din primul instinct am scos copiii în stradă, am avut aici un apometru, am pus furtunul în speranța să nu se ducă și la pân și la graj. Ce am tot încercat, apoi am intrat după acte, mi-am amintit de acte, bui măcit curgea focul pe streșini. Am luat actele, le-am pus într-o parte, soția lucrând la magazin, în caserile le lua seara, mi-am amintit de bani. Ea mi-a zis că nu are banii, dar eu am intrat acolo deja 3 ore când am vrut să intru, nu să mai putea. Localnicii îi laudă pe cei doi băieți ai familiei, spun că sunt buni la învățătură și săritori. Acum celor doi copii nu le-au mai rămas decât amintirile cu ceea ce odată a fost caminul lor. Undeva în zona asta era soba, da, cam aici, da, era colț și mai era puțin loc între ele ca să nu... Da, aici era soba, undeva mai în zona aceasta cam... Așa. Da, cam pe aici. Era mobila și undeva în colț aici îmi puneam eu cărțile. Alex avea
undeva în partea asta de lângă sobă, din partea cealaltă spre dreapta, avea un optieră și tot așa acolo spunea el cărțile, caietele, ce avea el. Drama acestei familii i-a impresionat pe pompierii care au participat la stingerea incendiului. Angajații de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș au strâns bani și au cumpărat alimente și bunuri de strictă necesitate pe care le-au dus familiei din Boțești. Am ales să contribuim cu câteva articole de îmbrăcăminte, câteva articole de încălțăminte, mâncare, rechizite școlare și o mică sau o modică sumă de bani. Până la construirea unei noi locuințe, oamenii dorm la rude sau la vecini. Jurnaliștii argeșeni au renunțat pentru o zi la pix și foaie și au trecut la cratiță. Aceștia au devenit bucătari și au gătit pentru 11 familii nevoiașe. Tradiționalul drop de miel, ciorba și friptura de miel, dar și vopsitul, câtorva sute de ouă, au fost doar câteva dintre preparatele gătite de jurnaliști. De Paște gătim pentru un zâmbet, așa se numește acțiunea umanitară desfășurată la inițiativa jurnaliștilor din Argeș, o inițiativă în care au pus mult suflet și care se află deja la a doua ediție. Am vrut ca ziariștii nu numai să scrie, să filmeze, să creeze știri din fapte rele, să zic așa, negative, să fie și ceva pozitiv. Și cu ajutorul vostru am reușit. Suntem la a doua ediție și iată că dovedim că ziariștii pot să și gătească, să fie masterchefi, nu numai ziariști. Pe lângă preparatele gătite de jurnaliști, cele 11 familii au mai primit și alte daruri din partea celor care au dorit să ajute. De asemenea, toți jurnaliștii s-au mobilizat și au cumpărat cadouri pentru copii. Avem 11 familii care au 30 de copii, sunt din Pitești și din Curtea de Argeș și în mod sigur vor fi încântați pentru că primesc, în afară de mâncarea gătită aici de voi, primesc rechizite, pască, dulciuri, haine, alimente de bază. Iar jurnaliștii au fost extrem de încântați că au putut aduce bucurie în sufletul unor copii neajutorați. Despre asta e vorba atunci când vorbim despre Paști. În primul rând să ne bucurăm de sărbătoarea Învierii Domnului și cum putem să o facem mai bine decât ajutându-i și fiind alături de ceilalți. Iată, este o acțiune la care ziariștii sunt la a doua ediție și asta este extraordinar că devine tradiție. Este frumos pentru că trebuie să dăm un exemplu și noi am încercat de fiecare dată să-l dăm pe cel bun. Având în vedere că este pentru copii care poate nu au de sărbători așa cum își doresc totul pe masă, noi ne bucurăm să ajutăm, ne bucurăm că putem să le facem și noi, cu puținul nostru, prin implicarea aceasta, să le facem sărbătorile mai frumoase. E ceva deosebit, sentimentul acesta că ajuți un semen, e deosebit. Jurnaliștii au gătit tradiționalul drop de miel, ciorbă și friptură de miel și bineînțeles că au vopsit și ouă roșii. Iar la final, toți au spus la unison că vor face astfel de gesturi, că vor încerca din nou să-i ajute pe copiii fără posibilități și cu ocazia altor sărbători. Autostrada Pitești-Sibiu va fi terminată cel mai târziu în 2021, o declară chiar ministrul transporturilor Dan Costescu. Acesta a fost într-o vizită de lucru în zona unde se fac studiile geotehnice pentru autostradă. Ministrul a declarat că lucrările vor începe chiar de luna viitoare. Dan Costescu a venit la Borlești chiar în ziua în care se realizau forajele studiului de fezabilitate al autostrăzii. A fost pe teren cu specialiștii Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri și cu proiectantul alături de care a discutat despre starea studiului și despre data la care vor fi începute lucrările. Ministrul își dorește ca până la începutul lunii iunie să se știe exact traseul pe care urmează să fie construită autostrada. Eu zic că la începutul lunii iunie ne va prinde cu traseul cunoscut, ales definitiv și vom putea să accelerăm și mai tare ritmul atunci. Dan Costescu speră de asemenea ca lucrările la capetele autostrăzii să fie terminate până în 2020, iar restul tronsonului de drum să fie gata un an mai târziu. Pentru această autostradă este 2021, pentru bucata pe care suntem acum este 2020, da? Pentru că este secțiunea 5 și 1 la fel va avea același termen. Ceea ce încercăm noi acum să facem este să devansăm aceste termene și fără să lăsăm loc de vreo greșeală. Deci să păstrăm calitatea și să ne mărim viteza. Pitești-Sibiu este una dintre cele mai așteptate autostrăzi, inclusiv de cei de la uzina din Mioveni.
Echipa din Mioveni este campioană la tenis de masă. Mioveniul a câștigat cu 5-2 returul cu pista AVU Câmpul Lung și astfel a obținut în premieră titlul național. La tenis de masă, CS Mioveni a devenit campioană națională. Mioveniul a trecut și acasă de Pristavul Câmpul Lung după ce în tur câștigase cu 5-1. Acum a fost 5-2, iar echipa pregătită de Ionuț Seni scrie performanță în sportul de la Mioveni. Pentru performanța lor, sportivii de la Mioveni au fost premiați chiar de primarul Ion Georgescu. Primul rând fericit pentru noi, diversi sportivi, pentru că cred că este un moment care nu am mai fost de 16 ani în care două echipe de același vrea să fie o echipă. Fericit pentru noi sportivi, grupuri mele și conducerea celor două grupuri care susțin sportul în la meci pentru a încuraja ambele echipe din Argeș a fost prezent și prefectul Cristian Soare. Vă mărturisesc că am asistat la un regal de tenis de masă. Niște copii foarte buni, niște profesioniști adevărați au oferit un spectacol foarte, foarte bun. Vreau să vă spun că felicit în mod special ambele echipe. Bineînțeles, dăm cezarului ce al cezarului. Felicit echipa de tenis de masă din Mioveni și le doresc succes în continuare. Sunt convins că și în viitoarele meciuri la nivel european vor avea victorii. Fotbaliștii de la SCM Pitești au suferit vineri seara prima înfrângere din acest retur de campionat după ce au avut o serie de 8 victorii consecutive. Echipa pregătită de Nicolae Dica a cedat cu 0-1 în confruntarea din deplasare cu FC Aninoasa. Echipă pregătită de fostul mijlocaș al lui FC Argeș, Cristi Bălașa, însă păstrează în continuare șanse reale de promovare în Liga Secundă. Confruntarea dintre cele două echipe s-a disputat pe un teren destul de dificil, iar misiunea argeșenilor a fost îngreunată de ploaia torențială. Alvioleții au început asediul la poarta dâmbovițenilor încă din primele minute, însă gazdele au preferat să se apere pe două linii, la 30 de metri de propria poartă și să dea lovitura pe contraatac. Cele mai mari ocazii de gol ale piteștenilor în prima repriză le-a avut Diaconescu, care a trimis de două ori cu capul pe lângă poartă. În a doua repriză, cele mai mari șanse de a perfora poarta dâmbovițenilor au fost irosite de Năstăsie și Albu, care din interiorul careului mic a tras în plasa laterală. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat în minutul 70 în urma unui contraatac finalizat de Roșciugă, fotbalist împrumutat de la Chindia Târgoviște. După primirea golului, argeșenii s-au aruncat în atac cu toate liniile, însă defensiva celor de la Aninoasa a închis foarte bine spațiile. În urma acestui rezultat, SCM Pitești a rămas pe prima treaptă a ierarhiei grație victoriei celor de la Athletic Bradu în fața celor de la CSA Fumați, principala contracandidată a piteștenilor la promovare. Vremea este închisă și mai rece decât în mod obișnuit la această dată, cu temperaturi maxime ce nu vor depăși 14 grade Celsius. La Pitești, valoarea maximă înregistrată este de 12 grade Celsius, iar temperatura minimă este de 8 grade Celsius. Cerul este noros, cu precipitații pe arii extinse. Vântul suflă moderat cu unele intensificări. A fost emis și cod galben de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori în zona montană înaltă, valabil până mâine la ora 21. Doamnelor, domnilor, acesta a fost Observatorul Local de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Cu informații noi vă aștept la următorul buletin de știri. Rămâneți cu bine! La revedere!